Trebuie să-l curăț. V-ați trezit? Ați venit la mine acasă, vreți să aflați cum trăiește Victor Grosu, da? Așa începem noi dimineața, cu un pahar de apă și o cafeluță. Ce-i asta? Nu, nu, chiar de dimineață la așa gânduri te gândești. Ai paharul, iei lămâia și ce faci? Uite aici. Așa. Unul perfect și unul nu perfect. Deci. Bine ai venit la mine acasă. Astăzi vom vorbi despre apartamentul în care stau în fiecare zi și îmi petrec cam cel mai mult timp din viața mea. Ce? Deci am în 30 de minute o întâlnire la birou, așa că hai să vă prezint apartamentul și toate lucrurile interesante din el. Apartamentul are mai multe zone organizate într-un mod mai deosebit. Bucătăria, living-ul, dining-ul, care este un open space, un tot întreg. Provocarea unui open space într-un apartament mereu pleacă de la ideea cum arată bucătăria în acest open space. În cazul dat, ce am decis eu să fac este să creez acest wall care este făcut dintr-un lemn, deci e un furnir destul de fain texturat și are o tentă mai spre negru și am asortat inclusiv cu peretele. Aceste două culori, ele sunt foarte aliniate și tot peretele este tot întreg cu 2,72 m ușile, care este cel mai mare de la Polyform și nu știu dacă anul ăsta vor fi prezentate la alte branduri așa uși cu pocket doors. Ce aia pocket doors? Uși care se deschid și îți permit să ai acces într-un spațiu mai tehnic și bucătăria ta o transformă într-o bucătărie fully functional și aici tu ai totul. Expresorul, cuptorul, care tu ai acces ușor. În stânga avem un frigider, în dreapta, la fel, poți să ai și un colizitor. La mine sunt două frigidere. Toată bucătăria asta, când este închisă, este ca un perete și nu seamănă deloc cu bucătăria. Toți mi-au scris și au spus, băi, arată și detalii mai tehnice, pentru că noi ne plictisim, doar arăți, bine, hai să arăt ceva interesant. Uite, această ușă de 2,70, ca să se țină dreaptă, deci să fie dreaptă, are așa un element. El se tensionează, vezi în episodul cu Milano, acolo am arătat un element care tensiona ușa, într-așa mod, ea trebuie să fie perfectă și să închide și să intre. Deci acest detaliu contează maxim. Plus, vină mai aproape, am niște cauciucuri aici, da? Ca să nu intre praful și să ascundă tot sistemul de mecanism. Deci acest cauciuc îți permite să nu balanceze ușa și să nu aibă acel sunet straniu. Într așa mod, ea când manevrează și se închide, totul este perfect. Cred că te întreb din ce e acest blat de 6 mm, așa de mare, așa organizat și rezist sau nu? Da, rezistă. Pentru că este din ceramică. Vrei încă o dată să vezi? Ai văzut? Este din ceramic. Uite aici avem 6 mm. Deci acest blat este doar de 6 mm și când se închide, gândește că sertarul este efectiv 6 mm aici. Și bucătăria noastră, insula, nu este simplu, este dubl funcțional. Deci în partea asta, noi la fel avem și un spațiu de depozitare. Deci toată porțiunea asta de 40 cm este spațiu de depozitare. În spate, el are un sistem pe care am scos hota
am conectat-o cu evacuarea de exterior și ea pleacă și se duce. Sigur că dacă nu ai posibilitatea să o conectezi la partea exterioară sau în afară, există filtrul carbonie care ți-o filtrează și ți-o bagă în interior, într-așa mod scoate mirosul cele mai nepotrivit. Dar desigur, dacă gătești un pește prăjit tare de tot aici, posibil să ai mirosuri. Bucătăria aceasta mai are un spațiu suplimentar. Noi aici avem o cămară modernă. Aici prespălăm toate fructele, legumele, le preparăm pentru a fi puse în bucătăria de bază și să fie gătite pentru savurare, desigur că. Poate te întrebi ce cu bateria asta așa stranie aici? Ei, această baterie este pentru apa filtrată. Deci am un filtru de dedesubt prin care vine această apă. E un Kangen Water în care am apă filtrată și curățată. De ce menționez acest Panther Kitchen? Pentru că un apartament premium înseamnă nu doar bucătărie. Deci dacă tu ai o bucătărie deschisă și n-ai făcut o replanificare cum trebuie, gândește că poate ți-ar trebui acest Panther Kitchen sau această bucătărie suplimentară. Dar hai să trecem și în living. În living am o canapea de la Polyform. Deci canapeaua de la Polyform, uite, asta este Bristol, care are o bază mai lată puțin și are un confort. Nu este piele, nu este plușat nimic. E o stofă de categoria 5, rezistentă, să poți să o utilizezi zi la zi și chiar să utilizezi. Aici e un sfat. Dacă îți cumperi o canapea de 17-20.000 de euro, cumpără-ți-o să o utilizezi. Dacă te vei uita la ea ca la un muzeu, efectiv nu-ți mai cumpăra. Trebuie să utilizezi spațiile. Gândește, această zonă este foarte confortabilă, are în spate și o pernă. Poți să o organizezi într-așa mod ca să te culci aici și să te întinzi. Deci este efectiv superb. Dar de ce? Vrei să-ți spun? Uite aici. Vezi? Am double cushion. Deci am două perne plus suportul moale și aceste două intensități care sunt toate, se pot scoate, se pot spăla și restul, îți permit să ai, gândește-te că trei staturi de confort plus suportul pentru cap ca să simți perfect la tine acasă. Lățimea acestei canapele aici este de 90, dar în partea stângă e aproape 1,40 m. De ce? Pentru că noi avem prea puțin timp să stăm, apropo, partea din spate pot să o pun și aici și într-așa mod noi, venind acasă, stăm cu picioarele în față, cumva ne relaxăm și petrecem acele 15-20 minute uitând la televizor și stai calm cu picioarele în față, pentru că stăm prea mult în picioare. Deci 1,40 m mai adânc este top. Aici am două fotolii din piele, din aia crămizie, care este wow, top. Gândește că este o piele mai tare, se rotesc, pentru că ele sunt foarte grele, ca să stea mereu pe poziția așa cum vreau eu, cu o zonă în care pot să știu să este o masă de marmur, care este lucrată foarte fin, plus în componența unui living wall. Dar living wall este compus din mai multe grosimi. Atenție, revin la cei 2 cm de distanță între peretele din rigips făcut și partea din MDF. În spate există o textură a lemnului exact ca la bucătărie, care are lumină în spate, plus aceste polițe subțiri de 8 mm. Și toate astea împreună creează o structură destul de abstractă unde poți să pui cărți și diferite elemente. Acest living wall mai are un element foarte interesant, este o poliță. Gândește că asta pare ca un element masiv, dar datorită la închiderea, uite cum e făcută închiderea aceasta. Vezi? Se duce până în capăt efectiv și are o tăiere ca să poți să o apuci ușor și să o închizi ușor. Plus polița asta groasă, toate aceste elementele sunt să aducă zona minimalistă în living wall, totodată foarte funcțional. Deci forma acestor oglinzi nu este simplă aici, pentru că ea dă adâncime. Având intrândul ăsta de la Rigips, noi am pus două oglinzi cu această formă, iarăși cu aceeași culoare a lemnului și oglinda puțin în zona mai, dacă vezi așa, cremizie, o culoare mai, se asortează foarte bine cu aceste fotolii, plus această formă o avem și la masa de dining. Exact aceeași formă în semicerc, rotundă și scaunele. Uite atent ce se întâmplă. Aceste scaune sunt foarte grele, deci dacă eu le ridic, eu nu pot să le ridic.
M-am așezat la masă și mă simt bine și mereu setup-ul acestei mese va fi perfect. Sigur, dacă ai și un copac din ăsta care îți aduce bani, copacul aduce bani. Nu e totul simplu, deci e wow. Gândește, am aici loc pentru depozitare, furculiți, chestii, pahare, lu. Și când crezi ce am aici? Și lumina atrage atenția din spate, vezi, fiecare pahar și fiecare, sigur că e foarte important să fie curate, sunt amplasate aici, arată top. Deci aceste dividere separă zona de noapte de zona de living și nu e simplu. Tu poți să le pui și la tine acasă, la ferestre, sunt din lemn și sunt produse în România. Vezi în comentarii jos, sunt demențiale, eu cred că merită apreciate și îți recomand cu desfășurare, au tot felul de culori. Mie mi-a făcut foarte tare pentru că are aceeași culoare ca și la bucătărie. Deci am ajuns în zona de noapte. Deci acesta este un fotoliu care este dragoste la prima vedere. Este făcut de Marcel Wanders la Polyform acum câțiva ani și este demențial. Are aici piele nabuc. Este foarte fină, deci când stai aici și te gândești la ceva foarte fain și acest nabuc te duci cu gândul. Și totodată stofa ca să dormi. Deci în fotoliu ăsta poți să stai și așa, poți să stai și așa, poți să stai și așa. Deci oricum nu e sta, efectul ăsta este demențial. Deci ăsta este dragostea mea. Mai că n-aș face s*** cu el. Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată de ce se pune această piesă în fața unui pat. Dacă știi, scrie și tu un comentariu și îți dă o ciocolată. Sigur cu un like, un share și un subscribe. Deci asta este o piesă foarte grea pentru diferite nebunii sexuale. Te-am prins, nu? Da? Nu e chiar așa. Păi te așezi, poți să te întinzi, poți să dormi, poți să faci ce vrei. Acesta e dormitorul. Dormitorul este zona cea mai privată și cea mai intimă posibil. Acest pat, superb, care este, vezi, cu țesătura asta aici, ce scrie aici? Tăblia de la pat nu este simplu, este compusă din două elemente. Este partea cu piele, pentru că tu stai cu capul de obicei aici, da? Ok? Și partea asta cam se roade în timp dacă ai și o chelie, e mai nasol. Da? Și atunci trebuie să fie din piele. Și aici este flușată și este de înălțime așa, gândește 1,40 undeva, ca să-ți permită să fie mai masiv patul. Stânga și dreapta avem partea cu sertarele, care ține de MDF gri, și partea cu lumina, prizele, tot ce trebuie lângă pat. Dar atenție, distanța de aici este 1 metru, 1,05 m, am lăsat 5 cm, aici sunt 5 cm, patul, marginea patului este din piele și este moale, într-așa mod când dimineața tu te trezești și pui picioarele, să te simți foarte confortabil, plus că nu este unul simplu, dar are și sistem, da? Deci este și o zonă de depozitare. Și mereu te-ai întrebat, de ce trebuie să faci în dressing sticlă? Păi ai setup-uri, deci gândește că tu ai setup-uri și nu pur și simplu, ele sunt organizate coloristic, la culori. Ai și sticla aici, să vezi ce ți alegi astăzi. Astăzi nu e despre cămașa albă, astăzi este despre tricouri. Poți să vezi toate piesele aici puse, dar nu e simplu. Și uite ce am aici. O închidere, vezi, să nu între praful. Da? Totodată am niște uși foarte înalte, 2,91, și aceste uși au prindere și deschidere la 180 de grade. Gândește că am deschis-o la 180 de grade și am prindere doar jos și doar sus. În rest nu am nimic. Deci nu am nimic. Gândește. Și prinderea asta, fixarea în spate. Pus un panou 3D în spate și un lucru important, uite aici. Dacă ai piese mici sau praful care nu trebuie să intre, totul e gândit, plus piele. Hai să arăt ceva. Uite colțul cum este aici.
Ce îți permite asta? Niște închideri, balamale care deschid aproape până în capăt, dar îți permit să utilizezi la maxim acest colț. Și gândește, tu ai haine peste tot, sezoniere, care le utilizezi și alezi, sigur că să nu uităm de partea asta, că să nu între praful, aici. Pantofarul și șlapii mei iubiți. Am doar 2 cm jos, da? 1 cm sus, deci efectiv a fost totul adunat. Când au venit băieții la montaj, au zis, băi, cum o montăm? De ce e? Cheie? Ce e aici? Foarte simplu, a fost baza și s-au deschis așa toate. Toate s-au deschis și au intrat la milimetru. În partea asta, zonă pentru pantaloni. Deci ai pantalonii care ți-i iei și organizatoarele pentru cu toate polițele astea din piele închise, texturate. În spate, inclusiv melamina asta are polițe și polițe cu lumină care sunt plug and play. Deci toate elementele astea împreună luate generează ce și numesc eu un dressing de calitate. Încă nu te-am îmbolnăvit? Nu? Hai să vezi altceva. La mine acasă am 5 tipuri de lumini. De să spun ce tip de lumină am. În primul rând trebuie să înțelegi că lumina există arhitectural. Da, deci lumina din diferite surse, gândită corect, organizată. De ce țin această tabletă? Pentru că vreau să arăt că ești și smart. Avem tot felul de, să zicem, umbre, lumini, accente. În primul rând, când ai veselă într-o vitrină, trebuie să ai lumina din spate, într-așa mod paharele, sticlele și tot luminează foarte corect. Într-al doilea rând, când ai cărți sau ceva de genul ăsta, lumina trebuie să fie din spate de sus. Atunci fiecare carte și fiecare piesă expusă într-o living wall sau într-o vitrină arată foarte bine. Într-al treilea rând, avem lumină tip scafă. Deci da, avem scafa care îmi dă un background. Ea delimitează spațiul unde se termină casa și îți permite să faci ruptura, peretele să se ducă, efectiv să-ți pare mai înaltă casa. Plus, într-a patrulea rând, avem accente. Acele accente care fac detalii și diferența. Uite la spotul ăla de acolo mic, da? Spotul de acolo luminează exact zona unde șezi și petreci timpul. Sau unde sunt canapelele, sau zona bucătăriei. Deci, un spot mic astăzi, el îți permite să creezi acea lumină perfectă într-o zonă controlată. Toate împreună, plus șina. Această șină nu doar că merge de aici, ea trece de sus și coboară jos și să-ți arăt cum se întâmplă, cât de ușor se scoate acest spot. Deci este un spot, poți să-ți organizezi scenariul cum vrei, îl bați, îl conectezi și îți luminezi, de exemplu, canapeaua. Uite ce înseamnă smart. Smart înseamnă când ai setate living area, insula, bucătărie și toate zonele și atunci lumina se închide. Sau poți controla intensitatea luminii în procente. Într-așa mod, ai cum să controlezi intensitatea luminii în acest preset. La fel poți să stingi la bucătărie, la fel poți să stingi și în spate. Deci, într-așa mod, tu controlezi smart din tabletă sau din telefon această lumină. Și nu mai trebuie acel sistem complicat. Este simplu un transformator care se numește la șină și doar trebuie să fie sistemul DALI 2. Da, acel DALI 2 care îți permite foarte ușor să controlezi temperatura. Toată temperatura luminii în acest apartament este 3000 de Kelvin, este cald, este lumina zilei. Să zicem, capeți acel romantism în casă. Și clar, poți să o conectezi din tabletă intensiv. Simți diferența? Ce, da? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! O secundă să termin, da, că filmam aici ceva. Deci, clar, cred că te-ai prins. Acasă înseamnă acolo unde îmi petrec în fiecare zi, zi la zi, câteodată și nopțile, și dormitorul, și living-ul, și bucătărie este utilizată la justa valoare. Deci acasă este efectiv biroul meu și acolo îmi petrec eu toată ziua și toată echipa mea. Sper că ți-a plăcut turul apartamentului. Te invit să dai un like, share, subscribe și noi continuăm acel discurs cu clientul.
Da, știți tarifele, nu?